Doi dintre cei mai apreciați profesori ai Universității de Vest din Timișoara, Adina Baia și Lucian Vasile Sabo, și-au lansat la Bookfest cele mai recente cărți, Cronici în oglindă și Vămile jurnalismului. Un puternic impact asupra cititorilor și nu numai. Vă invităm în minutele următoare să deslușim gândurile celor doi autori. Bună seara tuturor! A fost o săptămână plină de evenimente la Bookfest Timișoara, iar astăzi avem alături pe doi dintre cei mai apropiați profesori ai Universității de Vest, respectiv doamna Adina Baia și domnul Lucian Vasile Sabo. Înainte de a afla cât mai multe informații despre lansarea cărților, aș vrea să ne spuneți atmosfera de la Bookfest. Cred că o să-l las pe colegul meu, pentru că a fost foarte, foarte prezent în acest an acolo. Au chiar un stand. Da, am fost în trei zile, pentru că vineri a trebuit să merg la RAL, la Congresul Istoria Presei, dar au fost trei zile pline la Bookfest, foarte frumoase, cu mulți oameni, cu mulți cititori, cu mulți cumpărători de carte, ceea ce este un lucru foarte important. Multe personalități și din Timișoara, dar și din alte zone ale țării, din București, din Cluj. Și atmosfera a fost foarte plăcută. Au fost, cum cred eu, mai puține edituri, mai puține cărți decât anul trecut, dar, din câte am înțeles, de la organizatorii târgului, cu care, de asemenea, ne-am simțit foarte bine și cu care am discutat, a fost o ediție reușită. Pentru că s-a vândut destul de mult și nu numai carte, ci și celelalte produse aflate acolo. Cartea Cronici în oglindă are un titlu destul de neobișnuit, dar totodată interesant. Ce v-a determinat să-l alegeți? Am ales acest titlu pentru că el este foarte bine asortat cu rubrica pe care eu și coautoarea acestei cărți, Cristina Chevereșan, o avem în revista Orizont de peste 10 ani. E o rubrică permanentă gândită în oglindă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe o jumătate de pagină Cristina tratează o carte, fie un roman, fie o lucrare de non-ficțiune, fie o piesă de teatru, îi face o cronică, iar în oglindă, pe cealaltă jumătate a paginii, eu scriu despre ecranizarea cărții respective. Am explorat împreună mai multe variante de titluri și până la urmă am decis că Cronici în oglindă sugerează cel mai bine conținutul acestei cărți, faptul că ea reprezintă o colecție de articole scrise în oglindă, care vorbesc despre povești expuse paralel pe pagina de carte și pe ecran. Dar pentru dumneavoastră, ce reprezintă această carte? Pentru mine reprezintă rezultatul unei munci destul de îndelungate. A fost o mare bucurie să vedem cartea și eu și Cristina Chevereșan într-o formă bine adunată, bine așezată. Ea adună cronicile pe care noi le-am scris cam în ultimii 5 ani și ceva. Întotdeauna este interesant să revii asupra articolelor pe care le-ai scris în trecut, să regândești felul în care poate ai văzut o poveste la momentul respectiv. A fost o mare bucurie să vedem acest volum Dina, publicat. Am și eu o întrebare. Da. Filmul bate cartea sau invers? Asta este întrebarea pe care o primesc foarte des când vine vorba de ecranizări. Care e mai bun, cartea sau filmul? Și înainte de a răspunde la această întrebare, întotdeauna îmi amintesc de Marshall McLuhan, un filozof canadian pe care îl predau studenților din anul 3 la teoria ale comunicării. El spune că întotdeauna povestea se schimbă în funcție de canalul de comunicare prin care este ea transmisă. Deci, cartea și respectiv mediul cinematografic modelează fundamental povestea în sine. Deci nu putem zice că e mai bună sau mai proastă într-o versiune sau în alta, ci e pur și simplu altfel. Și asta e una dintre ideile care apare, de fapt, dacă privim în paralel cartea și ecranizarea ei întotdeauna. De ce ați ales să o lansați la Bookfest? Pentru că Bookfest este unul dintre evenimentele care adună
cei mai mulți iubitori de carte din Timișoara. Este o perioadă de mare efervescență pentru amatorii de evenimente culturale. Este un moment în care multă lume își cumpără cărți, lucru care în restul anului nu se întâmplă foarte des dacă e să ne uităm unde stă România la statisticile de consum de carte per cap de locuitor. Așa că ne-am gândit că, iată, e un moment în care putem să ne întâlnim cu cât mai mulți dintre cei care ar putea dori să citească această carte. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii care citesc această carte? Această carte se adresează, în general, iubitorilor de eveniment cultural, de cronică culturală, iubitorilor de romane, de cărți de ficțiune sau non-ficțiune, iubitorilor de film, nemai vorbind de iubitorii ambelor, de fanii ambelor. Cred că este un eveniment interesant apariția acestei cărți pentru cei care citesc jurnalism cultural în mod regulat, dar și pentru studenții la științele umaniste, care pot să vadă cum se scrie o cronică de carte, o cronică de film și pot analiza modul în care o poveste este regândită, uneori parțial, alteori din temelii, atunci când ea trece de pe pagina tipărită pe ecran. Putem să vedem cartea? Da, aceasta este cartea. Este o copertă care ne-a entuziasmat foarte mult pe mine și pe Cristina după ce am văzut mai multe variante. Este o copertă făcută de Camil Mihăiescu de la Facultatea de Arte și Design și care conține o secțiune dintr-o sculptură de Ștefan Kelemen. Și credem că redă foarte bine această idee de oglindire care se regăsește în această carte. Vămile jurnalismului, un titlu cu un puternic impact asupra jurnaliștilor și nu numai. Cum a luat naștere această carte? Sunt mai multe studii scrise de-a lungul anilor, dar care s-au legat așa într-o istorie comună. Este de fapt o parte de istorie a comunicării, a jurnalismului, a întâmplărilor, a evenimentelor bănățene cu câțiva oameni foarte importanți ai Banatului. Dacă ne gândim la Banat, în general spunem că are multă civilizație, iar când e vorba de cultură, începe să avem dubii. Dar Vicențiu Babeș și Pavel Rotariu și Valeriu Braniște și alții câțiva au arătat că au putut face lucruri extraordinare în condiții dificile acum 150 de ani sau mai mult. Și este o carte de arhivă, publicațiile le-am trecut filă cu filă, am înghițit un kilogram de praf în biblioteci și căutând acele publicații foarte rare și am descoperit unele lucruri extraordinare, iar altele senzaționale. De ce ați ales acest titlu? Am ales acest titlu în mod intenționat, deci pentru a aduna cumva în două cuvinte esența acestei cărți. Faptul că jurnaliști importanți, oameni de cultură importanți, extraordinar de importanți, au trecut prin multe lucruri, prin multe greutăți, uneori fiind în situații din acestea la limită de viață și moarte. Care au fost cele mai mari provocări în scrierea cărții? Păi, au fost mai multe. Ați întâmpinat dificultăți? Absolut. Până am găsit colecțiile și până am reușit să dau de ele, pentru că nu avem colecții complete de publicații. După aceea au fost câteva lucruri legate de anumite mentalități, anumite rețineri, istoriografia și, ca să zic așa, imagologia. Cultura asta populară vine și nivelează totul și nu... A fost surprinzător și pentru mine, spre exemplu, să descoper că au existat polemici foarte dure, Banat, Arteal, și că au existat polemici foarte dure între liderii români din Ardeal și Banat, între liderii români din Ardeal, Banat și cei din Vechiul Regat. Deci niște confruntări din acestea jurnalistice uneori extrem de dure. Cât timp v-a luat până ați scris cartea? Nu știu. Eu lucrez întotdeauna la mai multe proiecte și când unul se apropie așa mai de finalizare, atunci
poate să mea 3 ani, 4 ani, 5 ani. Și atunci când se apropie de finalizare, mă pun pe el câteva luni și îl finalizez. Dacă ar fi acum să-i dăm un nou titlu, ce titlu e asta? Să-i dăm un nou titlu? Da. Dar de ce? Să-i foarte bun. Ați avea de ales. Știu că vrei să mă provoci, dar e foarte bun. Ați alege alt titlu? Nu. 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 Ce viitor credeți că va avea această carte? Un viitor? Pentru viitorii jurnaliști, studenți? Cartea aceasta are un anumit public. Un public care este un public mai restrâns, un public mai cult, cum spunea și Adina despre cartea lor, Cronici în oglindă. Adică este un public, pe de-o parte, mai rafinat, dar pe care este și un public avid să cunoască anumite lucruri, să are o plăcere de a citi astfel de cărți, care sunt totuși pentru un public mai limitat. Eu cred că unii dintre studenți o vor folosi pentru că au nevoie de ea, dar cred că va reprezenta și o provocare la adresa istoricilor care sunt numai istorici. Nu sunt ca și noi istorici literari sau istorici ai presei sau lucruri de genul acesta. Puteți să ne descrieți în 3 cuvinte cartea? Cartea? Da. Nu. Trebuie să o citiți. Trebuie să o citim. Vă mulțumesc!